Am zis, hai să vă mai arăt ceva, cum evoluează acești muflei, mergând umblând la majoritatea coloniilor. Am zis să vă arăt unul frumos. Avem și mai slăbut și mai frumos, iată. Asta este o diafragmă de polistiren. Iată ce avem. Așa arată ea, acum mă uit să nu fie matca pe aici, că ea mai vine să o și prin făgurașii ăștia pe aici. O pun așa deocamdată. Ia să vedem, ei mai trebuie să reziste încă 10 zile. După 10 zile vom începe să luăm puietul de aici. Vom duce în alte locuri. Iată ce frumos aici e clozat albina și matca o a totul la loc. Aceștia sunt foarte frumoși. De aici vom duce puietul la alte coloni. Eu lui ăsta îi dau o foaie, dar să văd câtă mâncare are. Nu prea are mâncare, el e numai cu puier. Indicat ar fi să-i aduc o ramă, dar cu ceva miere. Văd și următoarea ramă. Sper să mai reziste 10 zile. Iată, avem și aici puiet. Deci trebuie să-i aduc mâncare. Nu are mâncare asta. Am vrut să-i bag foiță, dar nu merge. Trebuie adusă o ramă să aibă și un pic de hrană pe ea. Bun. Cam atât. Eu aduc o ramă cu mâncare. Știu eu că undeva niște rame cu hrană și am să-i aduc. Deci așa se prezintă. Să mergem, el a avut. Deci a treia ramă a fost plină cu miere, e undeva un film. Și din mierea aia s-a făcut 3 rame de puiet căpăcit. Acum să vedem dacă mai reziste săracul încă câteva zile, ca să aștept să începe să ouă niște mătcuțe și după aia o să scot 2 rame de puiet de aici. Bine, nu, până data viitoare, numai bine. Haideți că revin și am zis totuși să vă arăt ce decizie am luat, că totuși e cam mult albina. Ce voi face eu acum? Trebuia să fac peste 10 zile, dar nu, că e foarte mult albina și trebuie să iau niște măsuri. O facem în felul următor. Deci iau această ramă, căutăm puietul căpăcit, acesta e larvar, îi las larvarul, aici avem cel căpăcit. O să-l îndepărtez albina de aici. Așa, o parte din ea a căzut jos.
Acest puiet îl duc în altă parte. Durează un pic, o secundă. Am mutat puietul. Iar aici avem, știți că trebuie mâncare, o să aducem prima dată, aducem foaia prima dată. De ce vin foaia? Că, cu foaia, ca și data trecută, o să vedeți că vin și cu mâncare. Această foaie o să fie construită și oat. Neavând el mâncare acum, acum scutul și diafragma. Așa, asta nu mai avem nevoie și vin cu mierea. Iată, aici avem rama cu miere și câțiva trântori acolo. Aia nu ne interesează, mierea ne interesează. Are aici ceva și dacă de azi se încălzește, mai poate și el să-și aducă ceva. Iată așa. Așa am procedat eu cu ăsta. Astfel putem tot timpul lua puiet și matca va oa în continuu, fără nicio problemă, fiindcă nu e așa problema cu ea. Ia! Cam atât. Bun, punem la loc. El o să zboare și intră la loc pe urdiniș. Cam atât. Dacă și următorul este la fel, facem aceeași lucrare. Bun, până data viitoare, numai bine.